Două remize cu scorul de 1-1 în sezonul regulat între Poli Timișoara și FC Bihor au fost continuate cu un alt rezultat de egalitate, de această dată la scorul de 0-0. Rezultatul ar trebui să fie mulțumitor pentru Poli în contextul în care bănățenii au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 18, prin eliminarea lui Aurel Vlaicu. Poli l-a pierdut și pe Cristi Bărbuț, jucător cu peste 200 de meciuri în Liga 1, care s-a accidentat și a fost înlocuit. A fost confruntarea primelor clasate din seria a 8-a, iar meciurile dintre cele două echipe continuă cu două episoade din play-off, unul la Timișoara și unul la Oradea. Un meci greu pentru noi, pentru că eliminarea a schimbat clar planul nostru de joc și datele problemei. Clar că s-a trecut la alt registru. Din punctul nostru de vedere am făcut o partidă foarte bună defensivă. Ofensivă era clar că nu putem să emitem mari pretenții, dar băieții, mai ales repriza a doua, eu zic că au fost foarte ordonați, am ținut foarte bine. Cred că Bihor a fost mai periculoasă în primele minute și în prima repriză decât în a doua. A doua cred că am fost mai echilibrați, am stat bine în teren, am fost disciplinați, iar efortul băieților, din punctul meu de vedere, ca orice antrenor care joacă în 10, scoate un rezultat bun, merită toată lauda mea și efortul a fost considerabil. Sigur că suntem nemulțumiți de rezultat, pentru că ne-am fi dorit să câștigăm, pentru că am avut un joc, zic eu, în mâna noastră. Din minutul 1 cred că am fost o singură echipă care am ținut frâul jocului și am dus liniile sus, dar sigur că nu tot timpul este așa cum ne dorim noi. Important e că nu am pierdut. Până la urmă avem încă timp suficient să punem la punct și să reglăm câteva din automatismele și aspectele jocului ofensiv, pentru că acolo sigur că am suferit astăzi, dar una peste alta eu cred că nu putem decât să felicităm jucătorii că au încercat, au făcut efort foarte mare, dar sigur că cu mai multă luciditate și cu mai multă încredere puteam să înscriem, pentru că eu zic că prima repriză ne-am creat 2-3 ocazii, am avut și 2 bări.